Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod m-am gândit să mergem puțin în Nether și după cum vedeți mi-am schimbat pudeaua la casă și mi-am făcut o armură de diamond pentru că muream foarte repede, că acolo sunt foarte mulți wither skeleton. Mi-am luat și un golden apple cu mine. Și da, vom merge puțin în Nether pentru că aș vrea și eu să spawnăm acel wither, dar vă dați seama că o să o spawnăm în Nether și vreau să iau foarte multe chestii din astea ca să mi le pun în baza din Nether. Pentru că dacă nu știați, eu am o bază în Nether și o să-mi iau și ceva armură ca să o am. De fapt, hai să-mi iau. Da, va trebui să mă grăbesc. Căci nu înțeleg de ce vreau să mă grăbesc, în ultima vreme vreau să fac totul foarte repede. Nu contează, o las aici. Hai, și haideți să ne grăbim. Și vreau să spawnăm acel Wither Skeleton. Ok. Vreau să mă duc la fortăreață să omor niște skeleton. O să-mi las asta mai târziu, așa că hai să-l las acum. Da, putem nu. Îmi pregătesc săluța. Și mi-am blocat și eu acolo ca să nu poată să vină Wither Skeleton pe scara mea și văd acolo o plângăcioasă. Las-o, dă-o naiba. Nu înțeleg cum a murit, dar mă rog. Să-mi țin arcul pentru că... ca să nu mă vadă wither-ul. Bine. Ca să mor de la distanță, pentru că... am acoperit intrarea. Și după cum vedeți acolo, am vrut eu să fac drumul, dar nu era frumos. Și acum haideți să mergem. A durat destul de mult să fac acest drum. Direct în față, asta e banul, nu direct în față. A, lumea asta se numește MyGG. E lumea aia care avea multe diamante, după a rămas fără diamante și chestii. Și direct în față e portalul. Portalul ăsta... fortăreața. Ia uite. Gata, frate, l-am omorât de sus. Măi, ce am văzut eu ceea ce cred eu? Stai doar imaginația mea. Am murit.
cred un cap. Pe asta o las aici. Tine niște armură, hai să iau cu mine. Să eu mi-au uite asta, în caz că o fiu bine, deci să rămân fără armură. Capul ăsta nu contează dacă îl iau cu mine, dar vreau să lasă Nether și da. Nu vreau să mă bat feeder-ul în overworld. Mă duc să mai mănânc și eu. Chestia să mă ajuns să ok. Asta e baza mea din Nether. Și deci ăsta m-a arătat fără cuvinte. Deci pur și simplu nu mai am cuvinte. Nu mai am niciun cuvânt pentru chestia asta. Deci m-a lăsat fără cuvinte. Nu mai am niciun cuvânt. Așa, spuneți-mă dacă auziți chestii pe fundal, dar ignorați-le. Pigmenii nu sunt atacanți decât dacă tu îi ataci. Ok, să-mi țin bow-ul. Adică arcul. În mână. M-am dat cu pigmeni sunt. Deci chiar și chestia asta, cred că m-a lăsat. Bine, nu m-a lăsat fără cuvinte. Ok. Dar acel cap m-a lăsat fără cuvinte, deci mai vreau. Poate în acest episod o să putem să... În acest episod poate o să strângem destul de capete. Ok, am revenit. Mers de... Deja de 8 minute, nu cred. Ok, nu știu unde s-a dus, nu mă interesează. Trebuie și un XP. Bătălie, hai. Ha, 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 ha. Asta nu pot să vină pentru că sunt mai înalt. Nu înțeleg ce tot se ducă acolo.
de un capitou. Bine, e destul de rar să primești capitou. Să nu crezi că... doar ajung... Doar o morintelă și de cap. Unde s-a dus? Nu rău plângă cile de aia. Ok, eu pe acolo am venit. Gata. Vreau să cad, nu să caut. Am mai găsit și un de ăla, un Wither. Vreau un skeleton de ăla. Deci pur și simplu nu mai sunt, băi. Asta e o mină? Nu, pa. Mă, deci nu știți cât de noob eram eu când eram mic și aveam un Minecraft foarte vechi și un Minecraft fake. Așa niște de-astea. Bă! Bă, să-mi pune simți, bă! Bă, să-mi simți pe la capăt, bă! Doamne, mi-am dat din greșeală în ăla. Mă găsesc și un Wither Skeleton. Bună! Nu mai mori. Thank you.
Oh no, trebuie să mă bat aici! Mamă, deci nu trebuie să vin aici. Mai aveai o chestie bună, dar totuși n-am cine știe ce armură și chestii de aici, dar... N-am vrut cine știe ce armură pe mine. Nu stii competiția! Fata cu gelul! Îți vede la 5 game, vreau să nu 5 game! Cu frate cu trap! Nu rupe mie totul! Apasă! Asta nu da! Măi, mă scrieți în comentarii dacă eu când în timp ce primesc copyright. Este asta, eu nu știu. Practic acolo nu era lavă. Aici am fost eu? Da. Mi-mi pare bine că măcar sunt o fortăreață. Și eu numai un singur, am numai două capete și mai am nevoie de încă unul, că nu l-am în chest. Nu suferă armura, cam am suferă. E, uite cum facem, oameni buni. Deci, vom merge acasă, stați să-mi dau jos armura și ne înceantăm. O să ne înceantez. Aolo! Bă! Denis Gamercraft. Asta o să fie numele meu nume. Denis Gamercraft. Denis Gamercraft o să fie numele meu nume. Hai că mai stau în Nether ca să fac 40 de XP. Filmam de 18 minute. Ok, revin după ce fac 40 de XP. N-am făcut o 40 de XP, dar... ne punem din... Ne înceantăm armura. Am fost omorât și nu mai vreau încă o dată. Protection 3, Projectile Protection 1, Aqua Efficiency, Aqua e o pasta. Acum, Projectile Protection 1, Blast Protection 2,
protection. Projectile protection 1. Blast protection. Știu ce să zic. Ai blast protection. Blast protection, protection. Ai blast protection. Cine mai faci e gât la mine? Haide să facem level 40. Cred că nu o să fie chiar așa de greu. Am cam să avem zonat la maxim. Oameni buni, spuneți-mi dacă ați pățit și voi așa, să vreți să vă dați skill, dar vă dați din greșeală clear. Asta mi s-a întâmplat mie acum și pentru asta am așa de mulți nervi, încât va fi nevoie să trișez și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și nu uitați ce am fost Denis și ne revedem data viitoare, bye bye!